Mai mult de jumătate din populație nu știe că alcoolul crește îngrijorător riscul de cancer. Numărul cazurilor de cancer la persoanele tinere a crescut inclusiv în România, iar alcoolul, chiar și în cantități mici, este unul dintre factorii incriminați de oamenii de știință. Consumul de alcool a fost asociat cu șase tipuri de cancer dintre cele mai frecvente. În România, în 2019, 8% din decesele prin cancer erau atribuite consumului de alcool, potrivit unei analize de situație a Institutului Național de Sănătate Publică. Un studiu din 2021 situează România printre țările cu cea mai mare rată a cancerelor asociate consumului de alcool: 4.700 în rândul bărbaților și 1.700 în rândul femeilor. În total avem o proporție de 6,8% din populație diagnosticată cu cancer asociat consumului de alcool, arată raportul. Prin comparație la nivel global, 4% din cazurile de cancer depistate în 2020 sunt legate de consumul de alcool moderat sau ridicat. De altfel, această legătură a fost stabilită pentru prima dată în 1988, când Agenția Internațională pentru Cercetarea Asupra Cancerului din cadrul OMS a concluzionat că alcoolul este cancerigen pentru oameni. Cercetările ulterioare au confirmat această teorie, mai ales în ceea ce privește riscul de cancer de sân, ficat și esofag. Numărul cazurilor de cancer la tineri a crescut îngrijorător în ultimii ani, mai ales cancerele de sân și colorectal. Consumul de alcool ar putea fi unul dintre factorii esențiali care susțin acest trend ascendent al cazurilor de cancer, a demonstrat un raport științific. În cadrul raportului, cercetătorii evidențiază marile descoperiri recente care au condus la tratamente noi anticancer, dar și la o creștere impresionantă a speranței de viață.